Când tata mea era pus ca pe linie de front, auzi? Era Galați Iași, pe linie de front. Eu aveam 2 ani deja, eu sunt născut prin român, când tata mea și duc pușca. Tata mea și duc pușca la Grăniță, înțelegi? Eu mă socotim toată viața că eu sunt român. Tata mea a slujit concentrări de trecut pete de la 18 ani, mi-a trecut pete în concentrări, România, a slujit în armata română. Când era atunci, România era pe la Bele, Țercu, era Șernăluțu, era, atunci era Griniță, înțeleg, și slujor pe vreme. Și noi atunci, noi nu se putem, suntem români, care ne-am născut. Eu singur m-am născut, să pot că sunt român de atunci, nu de acum să-mi cumpăr documente, să iau, să uitați, să încerc ce tătănie, să încerc ceva. Dar atunci când l-au luat și l-au dus în Sibirie, când frații mei aveau 12 ani și 8 ani și au mers de jos, de la Iedruță, la Boț, când era închis tatăl meu acolo și când s-a dus cu documente, zice că eram 6 copii am fost acasă, 3 frați, 3 surori. Și cu vremea și eu s-a dus la Boț, ca să-i dea drumul să-l scoat, să-l aduc tata acasă, la copii. Dar ei nu mai s-au uitat, nimeni s-a dus și l-a dus în Sibirie. Și dacă l-a dus în Sibirie, din sat de la mine mai fost vreo 6 persoane care au fost la un loc acolo. Să te gândești tu că în 44, când ne-a dus putem și te acolo, eu vrut, eu fost în Chirmal Cicalovska, care îmi pus eu opus. Eu asta am aflat 60 de ani. Eu am aflat în Chirmal, din eu fost în 44, de zice, dar eu am aflat în 2000. În 2000 am aflat că tata meu a fost dus acolo în Chirmal Cicalovska. Au venit oameni de acolo care au fost cu dusul, alții au venit acasă și mi-a spus un bărbat de aici și mi-a spus un... Era cu tata meu a fost acolo, s-a spus, punând acasă și tata tău a rămas acolo, dar unii el s-a prăpădit că nu ne-a mai întâlnit cu dânsul. Când a venit ei din 52, din 53, ei au venit acolo, de la Cicalus, când a fost din Chirmaua, și ei au venit acasă. Au venit ca schilete numai din trânsul, înțelegi? Ei lucrau la o picarnă acolo, un scășor pâine, și descărcau vagoane cu făină din acolo. Și ei descărcând vagoane, nu-i hrăneau, îi băt eu. Și până la lucru, mâncea, nu te-am vrut să vădânească. Și asta e nici aici ne-a povestit de la 30 de ani. Aici, care a fost, nu pot să dau câștine, înțeles, pe vremea atunci, eu nu pot să spun nici un cuvânt. Nu că crezi că dacă au uite Stalin de vorbi și-o vreau și-o făcut de acolo, a venit și înapoi, înțelegi, acolo. Au avut frică oamenii, înțelegi. Dar eu am scris din 80 până în 2000. Sără, înțelegi, tot, înțelegi, până s-a desfăcut, dar nu știu, pe ruși, tot așa. După 2000, eu am aflat, auzi, din 44, după 2000, eu am aflat că tata meu acolo în Chirmal Cicalovska. Și când am dat de dezu, am scris la ambasada, am dat cu securitate, am scris la securitate. Securitatea nu îndoanită de acolo. Acum că s-au desfăcut din Sovieski Soyuz, când s-au despărțit de tine și de ruși, am grăit cu securitatea de la Iedin, se zice, și m-am învățat în securist scriu, înțelegi? Mi-am scris în limbaj cam nu chiar gramatical pentru dânsul. Am scris așa eu, cum m-am învățat cu bine atunci persoana aceea. Și piște vreo an și ceva, primez de la ambasada de la Chișinău, primez o scrisoare, că adică am un răspuns în drept, cineva parcă s-ar părea că este ceva dat de urmă lui tata meu. Dar eu mă bucurasem, înțelegi? Când m-am dus și am aflat, da, mi-a arătat că tata meu în 1944, la 22 aprilie, a murit în Chirmal Cicalovska. A murit în 44. Nu am avut nici o înștiințare nică. Mama mea și de la fereastră, Pozna și plângea și aștepta să vină tatăl meu de acolo. Nu am mai venit. Dar eu după acum, că mama mea s-a decedat, dar eu de-am aflat un frate în camion care nu a fost în viață, tot ce-a dus. Și după asta, m-am dus la ambasadă să-mi dea certificat de moarte. Am fost la ambasada rusă, la aici, la Chișinău. M-am dus, îmi trebuie să-mi fac cetățenia română și trebuie să-mi dea numai decât de acolo să spreau că așa de moarte a tatălui meu. Când m-am dus acolo, când am intrat, 30 de dolari eu trebuie să plătesc ca neșorul de la mine, la ambasadă, neșorul 30 de dolari ca să plătesc să-mi dea spreau că din moartea lui tatăl meu.
Eu, în timp și ala lași m-a revoltat acolo, spune, eram eu acolo, într-o acolo, acolo atunci era plin, era tot, și când a început, alo? Da. Cum a auzit de ce stăzi, nu? Când eu acolo, m-a revoltat și când acolo, când cad deschide unul ușa și mă trage într-o parte, spune mine acolo și m-a dezvânt în coa, și-i treaba, povestești, și-i treaba, zic, iată și-i treaba, zic, eu, tata meu, l-ați luat, l-ați dus în urmă, și calul, că l-ați ușit acolo și ați făcut, și voi pentru ce stau pe șeie, că puteați că eu trebuie să plătesc $30 pentru șeie. Nu vreau să-mi plătesc banii, trebuie să plătesc eu voi. Și în casă să luați, când m-au uitat câște jumătate de oară, gata, așa zice, am așezat acolo și câște jumătate de oară, mi-a dat tot. Pe data de 22 aprilie a murit, dar pe data de 8 mai 1904, asta, în 22 aprilie 45, a murit. Dar pe data de 28 mai 45, a declarat războiul închis. Atunci, a declarat că războiul gata, nu. Și atunci, a rămas acolo. Dar nu am așteptat ca să-mi dea răspuns, că mi-a dat răspuns direct. Eu a fost îngropat, că i-am jerut că să mă duc la apa lui, el m-a îngropat pe dânsul acolo. Mă duc și el, zic, ca băiat, măcar ultimul care eu am dat de dânsul. El mi-a spus că nu pot să mergi, că el a fost îngropat în loc și o mogilă. Eu dacă vreau să-mi văd ce-o măghilă, tot din Angerul, zic, să mă duc la văd ce-o măghilă, zic, mă duc acolo, Angerul, la voi în comat, am scris pe loc, vreau să mă duc la măghilă lui. Nu mi-a dat voie, peste nu se dă voie, și nu avem bani ca să-ți prezentăm document, că nu să mergi acolo. Și iată și-o trecut vremea, și eu nu pot, și tu poți și cu rusul, tu poți și cu brânță, poți și cu finașit. Eu, rusul, pentru mine, a rămas pentru familia mea, a rămas că eu a rămas și ala că n-am nici ajutor de la dânsă și n-am nevoie de ruș. Eu mă soțăm cu românii. Tatăl meu a slujit la români, cu toată viața lui cât a fost concentrare, că l-a luat în armat și l-a dus cu la război, l-a dus nu doar mai mai. De ce? Am eu tot și cu românii. Crezi că cât îi fac apelații la români, chiar am făcut la jurnaliști români să mă ajut, că sunt român și eu, și am făcut zic și avea să mă ajut. Nu mă ajută nimeni, nu absolut nimeni, înțelegi? Și n-am nevoie nimeni. În ziua de azi eu spun, am nevoie de o operație. Și trebuie să mă adresez iar. Am făcut așa la... M-am pus în rând la Charlie să-mi fac operație. La Șneară aici am fost. Dar să... Ce ajutor vrei de la jurnaliști? Să pentru operații? Că parcă operațiile se fac gratis pentru pensionari, pentru... De numai. Să mă ajuți pe mine cu altele. Să mă ajuți cu asta. Cum poate zici că... Cu ardirea varului, poate la tot atâta, am înțeles un cuvânt acolo pe frescă, ardirea varului, dar nu-i vieți, din nu-i vieți. La noi e ca să vezi acum, e de var, un groapă de var costă 1.000.000 de lei. Este implicat prin câști Procuratura Generală aici, înțelegi, a fost. Nu pot da de capă până în ziua de astăzi. Înțelegi, aici am o groapă de var care tot poate în fiecare săptămână, poate să ardă var acolo. Sunt o groapă de var, care sunt genii specializați. Specialiști, zici, treaba asta și în fiecare lună, el poate să aibă aici 4-5 groi de var să ardă între astea. Și așa este implicat. Poliția, procuratura, sunt toți implicați în treaba asta. Și noi vă văzut acolo, vagoane de lemne, dar acolo pădurile taie pe un capă. Tu îți faci în pădure și ei, mi-ai fost acolo, când ai mers pe acolo, în pădure și ei, pe mâstâna și ei, acolo îți dai drum, acolo tăiet 10 de hectare de pădurile pe tot între un lat și tot le-au vândut. Tot îți vândute, tot la ardele varului mergi. Un om ca să iei un cub de metri de lemne, îi, Doamne sferești, trebuie să plătească tot până ați acasă cu 100.000 de rubri de lei. Tu înțelegi? Și asta e tot problema. Am făcut o procuratură de la Iedniță, am 3 procurori deja, care eu i-am declarat, îmi zic, că-s hoți bandiți. Mai sunt încă 2 hoți bandiți, ești chiar șeful. Și struga Ionsc, struga Valoria, și el la conducere, au materiale false. Făcute, procese. A fost și eu nu pot da de capăt cu asta, înțelegi? Am tot în doveze, am tot. Dar unii, dacă ei sunt plicați, eu spun, bani spun, bani de vechi materiale. Se vede că noi, dacă eu am 10 de ani de zile de când am descoperit toate acestea, spun în prezent materialele care sunt vechi. Nu se descoperă, înțelegi? Nici nu vine în judecată, am fost în judecăță, am fost un prost, am dat pe drumuri, am dat toate judecățile. Cine trebuie să însemne acolo? Eu am aici o pașcă. Dacă eu i-am numit, m-a spus, ți-arăt aici și am eu. Yes.
pare rău că ai îmblat, că te-ai zbătut, că ai cerut să respecte legea, Mudeam la 80 de ani. Fost activist, că ai vrut să fii dreptate, chiar dacă n-ai reușit mare lucru, dar măcar ai satisfacția că nu ai așteptat să de la Siria, sau să vină rușii să ne elibereze, sau să vină americani și să ne elibereze. Ai luptat cum ai putut și în timp sovietic și după aceea. Asta mi se pare onorabil. De asta te-am invitat ca membru onorific în Hyde Park. Mi-a plăcut curajul matale și insistența. Acum te arăți deranjat că nu a avut efect, că nu a avut rost eforturile astea. Păi cel mai des așa se întâmplă. Că activiști... Cum merg eu în casă. Acum am ales camere cum merg eu în casă. Da, păi, na, te ajut. Nu, ai văzut cum. Hârjă. De asta am vrut să arăt, să înțeleg, așa am ajuns eu. Dar vreau să trebuie să spun numai într-o an de zile. Eu ca activist, auzi? Eu sunt activist, nu jurist. N-am mai putut ieșit, mi-am pierdut sănătatea, am pierdut banii, am pierdut drumurile, până la mine, la fiecare informație. La fiecare informație care eu o dau, sunt adevărate. Eu trebuie să merg în judecată, dar în judecată când merg cu documente care îmi dau mie la răspuns, faptul nu se adevăresc. Și tot ești eu. Și tot ești eu în judecată. Numai anul, auzi, numai pe o an de zile. Am așa pot 50 sau 60 de informații. La când stăte și stăte sunt adevărit. De ce eu vreau să spun? Cu banul la 30 care s-a adat, este unul, scrie, era scris el ca lider. Ce faci? Scrie de o groapă, învățat de Rusul Alexandru, fostul comisar al raionului Iedniță, și învățat să nu scrie toate grecele pe dânsul, dar scrie pe Romul Petrov, Sidorov, să pui acolo și să îi împlici pe dânsul. Și acolo și pe tu nu îi dă unde e, cât îi spui și ca să răs și eu răspunzător. Iată așa se face acum. Deci, una. A doua. Sunt greu de val, pe eu îl științez. La acolo s-a avut, la tărul s-a avut undeva. Acum și primesc. Iată, uite aici. A fost poliția înregistrată. A fost poliția aici și a spunit s-a adevărat. Este mașina de la poliție, la cameră, se vede? Se vede. Și dacă s-a adevărat, dosarul a fost trimis în judecată? Dosarul a fost, aici, drept, a fost înregistrat. Aici se vede. S-a adevărat. Am altul. Alt document, înțelegi? Dar eu am fost iar declarații, am făcut. Am făcut alte declarații. Când s-au dus acolo să controleze, acolo oamenii au fugit, s-au dus, au rămas, blocile nu erau cu mine, aici. Blocile nu erau. Blocile erau, dar nu erau oameni acolo. Dacă nu erau oameni și erau acolo, nu era oameni acolo, că să le obștitesă. Lasă să vină, să ia împrinte de pe lopet, să afle cine lucrează acolo, nu? Și da, poliția să facă o anchetă, o investigație, să afle cine a făcut groapa. Nu, mă. Groapii stau gata, arse grotile, erau groapii, arse grotile cu parc și un băiat de la dânși care a fotografiat acolo, a făcut fotografie și a trimis fotografie, a spus domnul Petrović. Acolo sunt blocile gata arse, dar iată am găsit-o. Iată o găsesc. Aceeași istorie, tot două bloci de bar, tot teritoriul turnului, alesă, și dacă nu erau oameni la fața locului, m-au găsit pe mine acolo, acolo îmi spune domnul comisar, îmi dă răspuns, domnul Petrović, faptul nu s-au adevărat cu oameni, nu erau la fața locului. Și nu au avut cine să încheteze. Dar undeva, undeva și-o încheteze de care răspunde în felul ăsta. Cine semnează scrisoarea? Cine o tocmită? Cine semnează? S-o semnează, este împlinit de rusul, dar e scărită de șeful de post de la Fetești, Părinte Victor. Părinte Victor, șeful de post pe care el are, în timp de câțiva ani de zile de tineșor de post la Petești și-a furat 4.000 de cuburi. Deci atunci nu a făcut șeful Petești niciun proces cu prindei teatru la teatru. Eu mă ce-mi prindem. Dar Petești nu a făcut niciun proces verbal la 4.000 de cuburi de teatru.
Și dar colegul de la Trinca, dar mă, tati plânge acum pe Fetiești, e alt șef de post acolo, nu? Cum mai este? El așa e șef de post, Fetiești e șef de post la Fetiești, că el e pe zona de nord. El e șef de mult sat. Cu mult sat și el e șef. El s-a împărțit cu șeful de post, trăjeri bani de la persoane care erau cu 12 metri de din opera Bart Polnisnic, s-a împărțit cu polisarul. Polisarul Rus Alexandru. Acum Rus Alexandru a plecat de la post de comisar, a ieșit și a spus că eu, pe vremea, când am fost aici, când am zis de cabinet, domnul ăsta, când s-a schimbat, am venit aici, Andrei Năstase, și ministrul de interne, i-am scris pe internet, i-am scris de domnul Andrei Năstase, lui Maia Sandu, președintele Parlamentului, i-am scris la toți, și era o comisie de urgență, de fiecare groapă de mare este un milion de lei. Ești mult puțin, înțelegi, să faci. Nu îți duc banii ăștia. Eu am insistat la Procuratura Generală. Unit la Procuratura Generală, domnul Uglea, Mihai, a venit aici. S-a cerut de acolo să-i dea voie de la Republică. Eu tot am insistat, înțelegi. Am scris trei plângeri la Halozul, am scris trei plângeri la, o plângeri la Romul. Acum și mie l-a dat pe Mihai Rom. Când Mihai Rom am găsit asta, am aristat o groapă de mar. Groapă de mar a fost aristat pus sub periculă. Un vagon de lemn am găsit acolo. Este fotografie pus pe internet. Eu nu pot să arăt că nu pot acum, dacă nu este pe internet, este spus. Domnul Mihai Rom, când își avut documente, nu era niciun document. Nici la acest acolo groapă de mar, nici la așa la nu avea documente. Care pe lemnile. Vagoanele, de tot ce știți, vagon de lemn și de acolo. De pădure, că arpăreți că arată toată, până atunci 600 de metri de la pădure. Acolo stătă, el nu erau că arată acolo. Nu am mai văzut. Trebuie să deschid un dosar penal și pentru braconaj și pentru... Nu am deschis nimic, dacă în fața locului și arăt eu documente de fața mea și nu a fost, nici nu a avut nimic documente, el e chemat la cineva. După ce e chemat la cineva, domnul Udre a plecat în concediu, dar eu am făcut înștiințarele domnului Nichita, șefului ea, Varu și luat la expertiză, vremi la expertiză, să facem un concurs și ăla. Ei ce-au făcut? A trecut o lună de zile și-au dus. Unul înapoi din concediu, până unul din concediu înapoi din concediu, Varu, pe sub pericol, s-a dus, noi, lemnile, o lispărat de acolo mus, domnul Umbre mi-a dat răspuns că nu se deschide de asar pe alt, că n-are dovezi, înțeles. Și așa până în prezent, dar Ugle ăsta e fie incompetent, fie că e corupt, l-a cumpărat cât era în concediu. Eu am crezut că el dacă a chemat câteța cu el la Cisneu și nu a fost cineva, el a scris deodată, i-a spus, am telefonat la deși. Cineva m-a dus cu banii, înțeles, voi nu aveți nevoie și până prezent. Acum ce s-a întâmplat? La inspecție ecologică sau la procuratură, Uglea? Procuratura generală, eu cu dânsul am că el a fost de fața locului, a fost invitat de mine, aici. Tot îl pomenești pe Uglea ăsta și el a prins la rapă, în acolo nu se dă dus din funcție. Eu dacă am văzut că e treaba de așa, el a pasat, Varul a plăsat, că cel care era cu Varul a plecat psihotare, Varul era aristat. Într-un timp, eu șer de la procuratură, de-a spus procuratură din Iedin. S-a asumat de domnul unu, Rusnac, este aici, a venit procuror agent și eu cu dânsul îmi vorbesc, zic, domnule, eu cum a ta am un credit că a venit nouă aici, dar trăiște chiar mi-a spus, Chistrunga 1, Chistrunga 2 și așa care mai sunt, Gordie, care Șefciuc, care și Șefciuc și Gordie au plecat ca fugărind din procuratură și trebuie să fie pedepsiți. A treilea, trei trebuie să fie pedepsiți, ăștia doi ăștia aptări ca să fie toți acolo. Le-am dat de viezele, că ei trebuie să fie pedepsiți. Dar și folos, dacă ei stăți legați unul de altul. Acum, eu dacă am jerut de la domn, chiar ieri am sunat cu domnul Mechita și am întrebat, unde e domnul Uglea? Și domnul Uglea e bolnav și a făcut operație. Zic, păi, dar să-mi dă Dumnezeu să se rătășoase și să vie, dar câte vreme trece. Dar 60 de toane de vară au plecat, un milion. Omul plecat scătare până ziua de azi într-un mod nimic, înțelegi, dar vară dispărut 50 de toni. Acum mai este dar 50 de toni, nu-i făcut, iar nu-i făcut grapul de vară, chiar mai de urmă, oas, și iar l-am prins, înțelegi, oas în Hortinești, acolo își arăște o carieră la mine, unde a fost în mănăstire și cum se spune, la Gorghinești este, la, uitate mi se spune, la... Nu cunosc, nu mă interesează. A fost acolo, și acolo...
Da, și în satele din prejur se întâmplă aceeași. Și acolo l-am prins, nu știu, dar și poliția nu știu, poliția, până eu am aflat cineva din spus, înțelegi, că acolo s-a asociat. Deci cu poliția, când am întrebat ieri de procurorul ăsta, de la Iegnis, mi-a spus, da, domnul Petrov, ce este știința de făcut, eu am prins, să te clarificăm că am prins la teatru și la Volodin, am prins oameni acolo și zic, bun, zic, așteptăm, zic, după aia nu nou, zic, să vedem și. Și asta eu am vrut să fac o știința de asta, până în prezent. Și, ce-am spus, dacă le pare, le pare bine, că dacă la 30, dacă se merge, numai în 30, dacă sunt 10 gărării arse, așa e și așa la șlob, o arsă atâtea gărării, că el scrie, cum am spus eu, că scris cu niște persoane care primesc ajutor de la stat, îi plătești și scris pe așa, am știut ceva și la ministerul și alea, care cu ajutoare de. Și ar să vedem, înțelegi, și ar să fac și să găsești, înțelegi, dar eu nu pot să les lucrul ăsta negată, și eu nu pot să intru în toate judecățile sunt, cum spune Polesnic. Ei eu nu se răfăiesc, înțelegi, cu toate mașinile, până prin, prin restoranul, se duc sfătuiesc, dar de pe trebuie să se rândă să șterg cearele. Și de asta eu, eu nu vreau să les. Eu dar ce-am spichit, aici trebuie să fac lucrul până la capăt, să văd rezultatul. Și dacă am scris la Baie Sandu, am scris la Andrei Năstase, și am scris la președintele Parlamentului, doamna Greceanu, doamna Greceanu i-a dat răspuns. Domnul Petrovici, ia întâlnesc documentul lui Slusăr. Slusăr, Slusăr, lasă să ocupi cu treaba asta. Am stat de vorbă și cu Slusăr, la ce a fost. El mi-a spus, domnul Petrovici, eu nu am primit în tamatare plângerită. Zic, eu nu știu, eu știu că doamna Greceanu, pe internet, eu scris, că documentul care mi-a dat jalba matale, care mi-a dat-o, am trimis-o la Slusăr, la președintele, vicepreședintele Parlamentului, sclarit și cu întrebările matale. Ce crezi? Până în prezent. Cu plătit am ieșit. Asta a fost întrebarea asta, sper să-l închidem, să-l închidem. Așa vreau să mulțumesc la asta, la asta întrebare. Firma s-a lămuri cu furtul miliardului, cu braconajul din pădurea domnească unde a murit și un om. Dacă nu-ți pot lămuri cu 7 aprilie și cu alte dosare din astea foarte mari, mă ta crezi că o să se lămurească cu cazul acela... final îndepărtat de la Iedineț, din jurul de fileului Trinca. Sunt făcut, eu am dovezi documente, am plătit, înțeles, sunt atât cu fost bani plătiți greși, sute de mii de lei plătiți cu dosarii care au fost greu în carieră, pătimit persoane, cele persoane plătit sute de mii de lei și de drumul să ieși în judici. Corupție. La corupție am dat, dacă am primit corupție, am sunat Stăclopul. Și mai fășem, auzi, vă rog, și mai fășem reclamă, noi dacă deschidem ceva, sunăm la numărul telefon 855. Și ne ajută? Nu ne ajută nimic absolut. Îi fășem cu bani pe cele persoane, dar eu am aici, niște 70 de foi scrise la bărți, am scris de plângeri, din 70 de plângeri nu s-o plânge, nu s-o adevărit. Pentru că este banar și bucătare acolo, care vin toată vremea la control, îi sunt măjeție la bani, din așa, eu nu rușine să vin, de-am să întâlnească cu mine. Dar pur și simplu am făcut înștiințare, îi sunt mi-a dat răspuns, că domnul Petrovici a primit răspuns, faptul nu se adiveresc. Dar eu dau casa, dau, mă dau eu, deci mă dau cu totul, dar să vin ei să fac, să vedeți pe noi, tot faptul se adiveresc, dar eu luat bani. De tine nu umblam. Și așa văd că la televizor mai mulți nu se mai fac reclamele este, dar să vină o comisie specială, și o comisie, o comisie, cum era un comisie de rău, nu o cantoria, era, să nu mai știe. Ca corupție, nu e corupție decât corupție, s-o culbat acolo, este un culbar, nu și goios acolo, acolo e greu, ca și în procuratură generală, nu și de altfel, ca și în corupție, nu și de altfel, eu nu pot să le spun altceva, nu. Eu cu sfârșitul anului ăsta, eu n-am nici un an, 10 ani de zile, n-am nici un an și eu fericit să cred la an ca să spună că s-a făcut ceva. La mine îți spun, numai pe anul ăsta nu s-a făcut absolut ce și cum se spune. În ziarul național a scris acolo, primul fără pedeapsă. Este acolo scris, fiecare jurnalist care s-a constatat acolo, eu de care primarul, care ăsta, Creșcanu, care trebuie să fie fostul șeful la ecologie. Vreau să aduc câteva cuvinte despre domnul Preșcanu, ăsta care a fost șeful ecologiei din Iegniță. Iată acum, eu am fost cu domnul Andrei Năstase, cu Maia Sandu, am fost la o ședință la Iegniță.
Prescanul de venit acolo, vreți să intre acolo. Eu l-am dat afară. Cu Prescanul l-am dat afară din Sobran. L-am spus de spate și am spus că mă aștept și nu te acum ce-a făcut? Altul a venit în vreo și l-a primit Prescanul și l-a făcut pe doamna Maia Sandu, pe Iodat, i-a venit consilier la partidul PAS. A venit consilier partidul PAS. La partidul Dignitate și Adevăr. A venit democrație. Dar noi care am fost 20 de persoane, ne-au dat toți într-o parte și am rămas. Eu nu știu cine sunt. Când vine Stasa cu Maia Sandu, eu cu Iisus Sârbi deja. Și nu mă dau într-o parte. Dar am să-i bejicuresc și bejicuresc între ei și i-am scris pe internet, i-am scris noi acolo că nu frumos așa. Până prezent nu vine niciunul ca să spună și fac ceva, înțeles. Dar nu au rămas 20 de ani de la platformă, de Unitate și Adevăr și Andrei Năstase, care i-am susținut-o pe Maia Sandu, am susținut-o la toate timpul de a fost la președinte, cu banii mie, cu stare mea, când eram eu sănătos, așa de sănătos, eu am susținut-o. Eu am întâlnit pentru Maia Sandu, am strâns 400 de voturi la Maia Sandu a fost. Dar acum au fost din Plândeu, aici, ori nu știu 100 de voturi nu au luat. Înțelegeți? Nu au participat. Înțeleg, dar că pe timpul războiului erau fără de legi din cauza cărora sufereau și chiar mureau oameni ca tata Matale. Acum, fără de legi, le fac ca să se distrugă mediul, area protejată de fileul Trinca, pădurile de la Fetești de alături. Da. Și până la urmă tot oameni suferă, dar mai puțin vizibil, latent. Vreau să dispărțesc în două, dacă spun pătește. Vreau să dispărțesc în cealaltă. Și ei și le-am văzut azi la guvernare, care i-a adus de a adus partidul ăsta, cum spune guvernul, birocratic, corupt, eu sunt pot că este guvernul bandiților. Auzi? Eu clar de spun, pentru că eu, pe domnul Guțu ăsta, oricum e familia lui, primul ministru, eu am fost la audiență în 2008. Am fost la audiență când era la Greceanu. El a fost secretar de stat la Greceanu. Și Greceanu nu m-a primit pe mine la audiență, dar m-a primit eu. Și am stat de vorbă. Și când am stat de vorbă cu domnul prim-ministru, el așa mi-a spus, domn Bătăuș, mă ca și vreau să-i pun pe ăsta zi? Da, domnule, eu nu-i pun pe ăsta zi, dar și care am calcat legea, ca și care sunte și eu trebuie să la răspunde. Nu, el de mine nu m-a convins, înțeles că a spus că toți oameni sunt stiți, gospodii, și eu în timp și ala am ieșit de la drumul lui, cu întrebări nesatisfăcut. Și am mers la redacție, la frus ancheta, la gazetul lui domnul Roșca, acolo era un jurnalist care m-a primit pe mine acolo. M-a primit, m-a ascultat, am vorbit, era prieten cu primarul meu de la Trinca, tare bun prieten era și așa l-a sunat prietenul Budumac, dar așa l-a spus, dacă este Petrovici la tine și sănătos lucrează cu Petrovici, că eu n-am nimic, și așa l-a făcut articol. Și chiar așa am fost scris. Chiar vreau să-i pun pe testul zic, o parte de articol, acolo puteți pitezi ziarul Flux Ancheta, dacă vrei să vezi, în 2008, acolo ai să găsești. În 2008, Petrovici a fost acolo, ce să vezi, acolo ce este, în articol. Și urmă, eu mă duc la Procuratura Generală, mă întâlnesc cu domnul Pascari, era acolo și că el a făcut un articol. Cetățenii Republicii Moldova sunt pasivi și nu se adresează în Procuratura Generală. Dar eu m-am dus cu ziarul lui și cu ziarul meu și mi-a spus, domnul Pascari, mă tai citit ziarul. Păi ce spui, mă tai așa că nu se adresează oameni. Iată, eu m-am adresat, iată, nu. Eu am citit ziarul, mă tai, nu am citit ziarul meu. Și acum, Petrovici, eu vreau să înțeleg, eu am familie, vreau să trăiesc familie, dar eu nu am familie. Eu nu vreau să trăiesc. Și acolo, frații, erau pentru mai mulți Pascari în procuratură acolo și cineva, pentru poate și replici, nu dat acolo, că eu, domnul, mai țin minte cu trecut ani. Și iată așa la noi să faci. Iată de atunci așa să merge, să faci. Nu vreau să mai spun de ani de urmă, când am bățit eu cu Ciobanu, că și alte istorie. Ciobanu, Ion, am fost acolo, am fost la președinte, am fost la primul secretar, când era de partid domnul ăsta care a fost la Tiraspol. Șova. Nu, nu, Smirnov. Când era Smirnov, asta a fost în primul an, deși eu Smirnov, am fost la dânsul la audiență, pe mine Procurorul General nu doresc să mă primească la audiență. Și când m-am dus la Smirnov, Smirnov l-a primit, era un secretar de la noi, de la Ievnița acolo, eu am sunat la Smirnov, l-a spus, iată, am un om, numai decât să-l primesc la audiență.
Întrebarea care a fost? Iată așa, așa, așa. Îi spun, ce la mine este procuratură, este procuratura, trebuie să o pot. Smărnov nu-i procuror, avem procuratura. Spune, se duc, el acolo mă știu, mă mântez înapoi la procuratură, m-a primit ce bani Ivan Ivanovici, trei polițiști erau jos, m-au dus la avele etaj, acolo m-au așteaptă, am așteptat-o, după ce am așteptat-o, am ne-i spus, doar pe treci. M-a dat de legat cu miliția și procuratură, își vrea să spui strada la capăt, dar domnule procuror, vreau să spun, zic, trebuie să iei vreo 30 de mii, mă duc și eu, străiesc vreo calenă, și eu ți-ai dat, să-i dea la păstrujeni. Zic, pun mulțumesc frumos, la păstrujeni mă duc. Dar să mă duc jos, să nu rămas bun de la femeie și la copii și mă dar am eu sănătos. Și le-am citit, dar să-i dea înapoi. M-am dus jos, m-am dus la postă, la centrală, am scris plătejea părinsă, am scris vreo 15 tripulări, hârtie, am dus la luat la postă și am venit acasă. Când am venit acasă, și două săptămâni, am venit o persoană, cred că era poate de la Cisteu, de la Comitet de Rândău Controlea, Urlacu Vadir, poate mai este el sănătos, eu vreau să-l pornesc pe deși, am venit la piedniță, cu 15 întrebări care au fost pus tot așa, de ani de zile. Și am venit omul și am așa păstrez pe Comitet de Rândău Controlea din Brișeni, din piedniță, venit la mine la lucru, unde eu am fost chemat acolo și am fost pus și spus așa, domn de drăuși. Ai 15 întrebări, eu iau 7 întrebări din toate astea și atunci mergem la lucru, îl ducem și întrebarea să fie rezolvată. La ora 5 seara, ne întâlnim aici. Și când m-am întâlnit seara la ora 5, ne-am întâlnit la poliție. Au venit 3 polițiști de la Cineu, bieți, cu băut, în minim, au luat la poliție, mă uit la poliție, și mă cercetau acolo, mi-au zvânit pistoletele pe masă, în timp și alea cântat, bate ușă și intră. Când intră, am văzut că intră comitet la rodul acolo. De la Cineu. Eu atunci m-am veselit și mi-am spus, iată, domnule, întoarceți-vă să vină, pistoletul este pe masă, iată, zbeți, a venit ca să vină să mă împuște, să ies, mă aducă, să ies, să mă atiem, de Dumnezeu și înțelege. Și cineva s-a spus, și domnule, a spus, că și ca de buzunar și l-a arătat o lor acolo și m-a arătat pe cine sunt ei, și era un comitet de romă pentru alea. Din Iedniță, din Bricel, cu Dumnezeu, era să numărua, și domnul Petrovi și ești mă dai eu să mergi cu noi și mergi cu noi. Și ne-am dus acolo. Și el mi-a spus așa. La băieți și el, era tineri unul, macealnic. Și mi-a spus așa. Domnul Petrovici are toată dreptatea. Toți șapte întrebări s-au adevărit. Zvezi, nouă, cum sunt ele, s-au adevărit. Și voi trebuie să vă naturalificați cu voastre întrebări. Care au rămas la bine șapte întrebări, pentru politica sclărită. Atunci, structurile de stat în timpul sovietic erau mai eficiente decât acum în timpul independenței? Da, eu știu, dacă am făcut o întrepelare, auzi, la procuratură, că am făcut că directorul la tabelă, care lucra în loc Gizic, cu el Dimitriș, a încălcat legea și s-a făcut acolo, s-a venit o comisie, și atunci pe directorul meu, înțelegi, ăștia m-a scos din partid, se judece, înțelegi, și de ei, a fost altceva, dar am luat tot pentru și am luat știi cât, vreo 4 ani de zile până am devenit așa, da? S-a făcut dreptate. A fost scris în ziarul sovietic care m-a dat, Dobricheagea, Izetubea, Cest. Totuși nu putem nega că, de exemplu, în cazul defileului Trinca, poluarea, braconajul era mai pe scară industrială, mai dezvoltată. Acolo ardeau chiar în defileu gropile și acum sunt urme de cauciucuri arse. Nu ai zis, mă, veneau cu vagoane cu cauciucuri vechi din Uniunea Sovietică și le ardeau la Trinca. Poluarea a fost atunci cât distrugere de defileu. Atunci au fost distrugere mare. Auzi, eu am așteptat, dar atunci era implicat tot. Tu crezi că și atunci de vreme și tot avea. Poliția era implicată aici. Îi păză poliția pe șitere de șeu mazută, mazută pentru să ceru sfârșirea drumului. De vreme o voroane. Să duce mazută tot sardia aici. S-o cărat în timp, nu numai asta, dar am să spun ziua, dar s-o cărat mazută întrită. Auzi, acolo, vorba, ai văzut că asta și acolo erau 300 de cisterni. Fiecare sistem cu 10 tone, numai s-o cap, 300 cu 10 tone, fiecare, dar fiecare pe alt 4-5 ori le împleu, înțelegi, nu? Dar nu mai vorbim de discat. Era, când Voronin era președinte sau când era ministru de interne în timp sovietic? Ui, el atunci a fost și prim-ministru și a fost și a fost el asta, a fost ministru de interne și a fost, eu nu mă țin contor, de atunci s-a furat, auzi, să iartă sturnea în șansuri. Din ziua
sturnat în șanțuri. Nu era înțeles și nu era așa dezvoltare. Pe unde am devenit, după ce s-a pornit arderea varul în difileu, apatrice era o catastrofă nemaipomenită. Dar eu nu putem ridica, că acolo Socoț era lucrat cu 500 de persoane în carieră, lucrat cu 500 de persoane. Erau, dintre 200 erau patroni, numai și deu și dau comandă, dar nici lucrători îmblau ca furnijile, și toți îmblau și plăteau mizuri, mă înțelegi. Cum ai văzut negri, care ai văzut oamenii, au rămas. Iată, până în timpul de azi, toți cei care au fost lucrat în carieră, aproximativ, chiar 80% nu-i mai vezi în viață, au plecat toți schidri. Și atunci când au fost odată, când în trinte s-au făcut o noapte, au făcut poliția, s-au ridicat, s-au pus o ațăpline, cum se spune, au înconjurat stâncă, au înconjurat peți, au adus două tractoare, două osuri, două nuanțe le-au adus, au astupat toate blocile și ele atunci, 100 de bloci până în ziua, au fost arestat, dar comandat așa primarul de la Trinca. El era președinte de colhoz, asta a fost în 1996, el era atunci președinte de colhoz, primar, și el atunci a organizat și a spus, totul, aveau niște prieteni lui care s-au zis pe la închisoare, când Rusia a fost, pentru că eu știu ce a făcut acolo și chestiunea a fost frați mulți acolo de lor, toate rudele lui, și m-a inventat pe alții, s-a spus de la nit la mare, și-a spus că luați la șopuri cu benzină și dacă vine cineva, dați de foc și voi apărați dacă nu aveți unde lucra și le dați o bucată de pene. Dar el nu s-a arătat, că el a fost judicat primarul. El a fost judicat primarul de la Trinca cu furat banca de economie din Calinz. Și el nu mai putea să fie primar și pe atunci. A fost domnul Puntea, dar el a slujit dinsul în armat și a fost președinte a Răuianului și el a vrut să devii primar și eu am ieșit că un bandit nu poate să fie la guvernare ca să fie primar, înțelegi, Puntea nu l-a primit și a fost sfadă. Pe urmă l-a adus Sanghelu și l-a făcut președinte de colhoz. S-a dus la Sanghelu și la Sanghelu l-a pus, fiindcă dacă el a văzut că fură, înțelegi, și a păfurat colhozul și a scris lui domnul ăsta, a Belarus, i-am lui... Lukashenko. Lukashenko. În 96, primarul, președinte de colhoz, domnul Gudumac, a dus în Belarus, 50 toane de porumb le-a luat de la Brăț, de la o luată ăsta, popșoi de semnăți, s-a pus în Belarusia. Și-a adus bani cash, 1.500.000, și bani și cash, iar popșoi i-a spusit, procuratura din Iedniță, banii i-a împărțit între dânsă, între procuratorul și astăzi, pentru prezent, dosarul i-a spusit, înțelegi, că a adus, auzi, pe vreme și dacă e 1.500.000, 1.500.000, auzi, era 20 de tapeși chila de cartofi. Dar lui Chistruga, de la procurorul Chistruga din Iernic, când mi-a scris plângere și așa îndată lui, domnul Petrovici, din Marco a adus cartofii din Belarusia și a hrănit, a hrănit grădinița de copii cu cartofi. Zic că s-o poți să mă atacă un milion de atunci, 500 de mii, cât cartofi trebuie să aducă din Belarusia, domnul Guduma? Câți cartofi? Auzi, asta... L-au ales oamenii iară, mă, pentru a cât le-a mandat. A cinci le-a mandat, gata, și de acum a cinci le-a mandat. Și nu știu, eu, dar nu mai pot, înțelegi, și eu cu trebuie să-mi spus, că, băi, eu nu am drept hoți și bandiță. Și gata, la guvernare. Și este stăcut de probleme, spune că zbiești, el trebuie să fie tras la răspundere, gata, este la procuratură, este, eu am scris încă, când am fost atunci, am fost cu Chinadi, am fost cu tine, am fost la procuratură generală, când am dat 50 de foi. Bernatul Luharoză, până în prezent nu se rezolvă nimic. Așa și acum. Să-mi spun unul din procuratorul este țiu, nu știu cum la procurator, acolo mi-a dat un răspuns, măi, voi sunteți ca papagali. Nici nu a venit, nici nu mă știe, nici nu mă cunoaște. Dar el ne spune ca papagali. Eu ta de mult mi-a primit răspuns la asta întrebări. Iată, de unde știe el când a primit? El și-a rupt la fața locul, vine și dovedesc. În carieră a fost zrâv, în carieră a pătrimit oameni de acolo, și-a spus, eu ia ca ies din casă de la mine, eu fumei așa ieșit și mă duc borș. Dar dacă se dovedește cazul, dovedește să vin oameni cinstiți, dovedește cazul, toți de la toți bandiții și din procuratura generală care sunt acolo, că nu știați, sunt oameni cinstiți, eu nu vreau să spun chiar toți, dar ce cinstiți, și în procuratură, și în Ministerul de Interne sunt cinstiți, și în alte organe sunt cinstiți, dar cinstiți nu pot fi cu hoți și bandiți. Chiepții. Bine, dar eu îți spun că asta, eu știu, iată, lasă-mi ei lui procuror și mă duc eu să nu ieșie ca casă și de-a lor, eu îi dau, iată, eu ies și mă duc.
Și chem să vină albanii să vină scalici. Nu vin și la noi, da? Să vină străini, zestim, să iei dau de viețele, să iei împrentele, să iei tot să vadă. Omul și-a de acasă, mă, tână, are acum, era 20, 3 de ani, acum are 28 de ani. Ce de zile din carieră a avut, a fost pământ, din venit în pământ. A fost bătut ca după gheața de ploaie. Eu când am citit materialul în judecat, acolo era scris, zice, el e bătut, tot era vâră, tot era, rărunghi toți sunt trânsă și era cea o luptă, zici. Asta e una, dar bine, eu am persoane care dovedesc, înțelegi, că a fost de filiu, unde filiu au zis. Dar poliția nu vrea, ia dat cum și el iară, așa nu, este nouă comisar. Nouă comisar e venit, el e venit la Mosul, el e în procuratură, în Ministerul de Intern. Cum e familia lui? Ei, lasă că... Nu, dar Mosul e din Târnăva și comisarul din Târnăva acum deja, acolo în Târnăva sunt vreo 10 grăi de var care sunt susținute de primar, tot este o femeie care are niște, eu făcut de la primar așa de tot este, eu făcut casa, eu pus blat, casa, eu făcut gospodărie, o ajut pe doamna ea și oamenii creșe, nu pot să zic, iată, spun, zilele este am și el. Chiar așa la care le prins tu, cu mașina care spune că are var de luat de la Gidinist, de unde spune el e din Târnăva. Dar eu am un drept, copilor să-l chem, să-l trebuie, înțeles de unii, var de la Gidinist, ce mai chem. Nu știu, Gidinist, mă lucrează cu varul, nu mă lucrează. Și iată și ești, am arătat vreodii de bani acolo care arde, de ești anul și e băieț care mă sună, îmi spun domnul și așa ca să duc. Dar ce să faci? Nu, asta e socoteala, asta este. Dar cu domnul Chicu vreau să mă arătăm pentru întrebare, asta ar fi cu transportul. Când a fost băieț, ăștia au făcut zăbastocul, când a făcut un transport, au știți să facă zăbastoc, să mărească asta, eu am stat de vorbă pe telefon cu secretarea de la domnul Chicu, cu secretarea de la domnul ministrul economiei. Și am scris lui doamna, scrie întrebarea, spuneți-o lui domnul ministrul economiei, dați-mă ei la telefon, am dat telefonul meu lui domnul, dați-mă ei, să răspund. Salamul nu este vacă mâncătoare. Oamenii las controleze. Este anta. Anta care i-a sunat lor și nu vrea să răspunde. Eu știu cum lucrează anta. Le-a dat mașini nouă ca să fie controlate ăștia care merg. La noi merge de la Brășeni. Eu acum am cu Brășeni, să mă clarific. Este Nuțu, Țuțu, nu știu, Nuțu, Țuțu, cum e familia lui la Brășeni. Acum este un aferist. E deputat, e în Parlament, e deputat, e la Ion, nu știu. Ai toată Republica transportul la Chișinău. Acum eu merg cu transportul ăsta. El nu corespund transportul, nu corespunde datelor, înțelegi, de a transporta pasajeri la Chișinău. Eu am documente făcute, înțelegi, toate, am fotografiate. Și am rugat, înțelegi, care sunteți să fac să analizez, înțelegi, cu transporturile, să las comisiile la fața locului, să iei mașinile și să fie anulate toate marșuturile care nu corespund proiectul. Scaunele ligează, genunchile la gură, căricioarele i-au venit la Chișinău și i-au sărit celălalt de la picioare, când eu nu putem să vreau acolo, înțelegi, banii am plătit, am ieșit băjicurit de la șoferul și ala. Și eu am șerut, înțelegi, la ministrul Guțu, la țuia ăsta, Chicu, și de la ăștia ca să stăm de vorbă. Și, nu știu, răspuns nu am primit. Acolo, când a făcut a doua, a făcut asta. Am zis, iar le-am sunat și iar le-am spus că nu se poate nimărit că nu a face regulă în transport. Ei vor. Acum și întâmplă. De la Brășeni merge expres prin Trinca și merge tot mai se duce la Chișinău. Dimineața merge prin Trinca, pe la gară intră sau nu intră, bine, dacă are pasajit, el nu intră în Brăș, merge înainte, se duce și merge și se întâlnește la Calinii, spune pe cea deodată la așa la 5-3, oricât îi dă înțeles și merge mai departe la Boț, nu intră, și de la Boț până la Chișinău nu-i controlează nimeni. Eu am încercat să sun la anticorupție, să iasă, să-i controleze. Și nu a ieșit nimeni, și nu are nevoie nimeni, zis. Și așa și este că eu când am venit la Chișinău în octombrie, am sunat la poliție din Iedriț ca să vină, să la fața locului, să-i clarificăm, zici, cu mașinile este acum. De la Chișinău, a ieșit din autogară, 3 pasageri. Din autogară, din Chișinău, a ieșit pe data de 2 octombrie, anul ăsta, de 2 octombrie, a ieșit din autogară la oarele 14,
La 4. Undeva a ieșit, auzi, a ieșit din autogară. Când a ieșit din autogară, a ieșit 3 pasageri. Nu m-au dat după poartă la piață, să mai iau carte 5 pasageri. Înțelegi? Doi au fost, unul la Băț și unul la Iedriță, dar 3 au fost până la Pipin, la tine, acolo, să dat jos. 3 pasageri, înțelegi? Ieri iară, cercă, țăpăit iar pe drumul, se opreau, se opreau la fiecare, azi se țăpăit. S-a strâns, iar pasageri pe la Băț, aproape s-a luat pe la Băț pasajerul ăsta. O luat plin aproape era autobus. S-a dat jos în Băț, eu am câți persoane au fost acolo, am numărat, și am dat jos, nu am dat bilete. Din Băț s-a uit alte persoane pe în Trinca, s-au mai fost în Trinca, au fost Gordinești, au fost Iedriță, și am dat listă. Oleg, o venit la mine, eu am dat toate instanțe de la poliție ca să controlăm foca, la șoferul și ala care a fost. El are camera acolo în mașină. Dar camera e pentru hazaul miluia, ca să vadă și este. Dar el dacă duce în casă, în primul rând, dacă el a dus 500 de rubli în casă, ca el a strâns pe drum și a dat la așa la 500 de rubli, el îmi dă 50 de rubli la risc. Fiindcă în risc de la Brișeni la Șneu costă 200 de rubli plătește șeful ăsta al lui. Are el pasajeri, nu are pasajeri, plătește 200 de lei. Dar dacă tu bilete, dar dacă el a luat fără bilet în 500 de rubri, în casă la Bezu, el îmi dă 50 de lei, așa fără și așa, îl ia 250. În afară de ce? El are cât surși, prin ești surși, el asum cu zi bani. Eu nu știu cât un pasajer are drept să ducă, înțelegi, acolo. La fiecare, ba 20, ba 30, el se uite și spune și surși să-i plătească. Și oamenii plătesc, dacă îi spune să plătească și ei plătesc, înțelegi. De atâta la noi nu ne se conduce. Și am zis întâi să facă, se rezolvă și iasă la trasa până toți și toți. Mai mult decât cât are 12, 13, 14, 18 pasajeri, mai mult dacă vrea confort, mai mult nu se mai se inimă, dar eu pot să respir, să pot merge frumos, să pot să frumos și eu pot să plătesc. Dar pentru asta care este în prezent, este acum acum el, asta, personat la alta, care eu acolo am cunoscut, deci persoane, am documente de vieți, pentru așa, mașină trebuie să fie scoasă de perută, acele care mă păresc un proiect, prima dată. Eu urmă. Aici bani, care sunt organizații, sunt organizații, sunt băieți, șofieri, care lucrează, pe este marșut, sunt băieți de marșuta lui, este înregistrat la APB, dată mașina înregistrare. Și alta când iese, alta, când comisia asta iese, alta, și când auzi alta, e trasă, oi, tare, rezultare, așa, și aș chiar 15-20.000 ștraf, gata. Nu mai faci nimic. Alta șerge și mașerge și se uită. Da, mașerge la 100. Vedeți, nu se controlează. Mașina 15-20 nu se controlează. Așa nu se controlează. Dar se duce pe zi la 2-3 mașini. Vedeți, s-a făcut. Dar acolo îl primește, clipul îl primește de la așa tot, de la șerge lor, de la tot. Iată cum lucrează alta. O mașină nouă, dar tot. Și noi așa nu o să facem nimic, că nu o să facem regulă în transport. Regulă în tot este trebuie de făcut. Și apoi urmă, se pușeți de treabă. Dar nu știu, pune de două. Parcă spăieți. Eu m-am uitat acolo. Dacă e uitat pe internet, eu îmi spăt puteți. Băi, parcă spăieți ăștia. Asta, Griceanu, automatul. Cum nu e automatul? Ești la oameni, nu-i spare lumea. Măi, ce înseamnă asta? Fere, parcă spăieți, zici. Parcă se știți de pe la peste zi, brac, te de unu. Fere, și-au la tine, știu, jolis la tine, s-au cascat, treabă mai bine. Hai, băi, așa, parcă doamne, doamne, ce sunteți, măi, sărăță? Nu v-a plăcut mai înseamnă că aveți pui doi direct, doi procurori, trei aveți numească, dar tu te înțelegi unul din trei, care îți place. Iată, a făcut greșeală mare, ăsta nu e bun, ăsta mă încurcă. Hai să ducem tehnocrații, bandiți, scoți ei la guvernare. Scoate, noi nu o să facem nimic. De atât, dacă nu o să facem, noi nu trebuie să mărim biletul la cetățeni, să mulțumim, că noi nu ne dată încă cât ai la guvernare, că nu ne dată să o tăteie ca să ajute țăranul ăsta. Dar numai să-l mărgă, să-l mărgă. Țăranul trebuie mers, el vrea 500 de mii, are gădatul lui să-i dea 500 de mii, el vrea 500 de mii, el zice, scrije și așa. El nu-ți facă mărgă, îți fac tot, zice, el își face că plus bani să aibă. El a dat părinții lui. Țăranul, dacă acceptă să fie dus cu transportul de animale în condiții absolut improprii, de atâția ani rabdă, dă bani și nu cere bilet, înseamnă că probabil merită așa tratament.
eu i-aș permite eliberarea prețurilor, liberalizarea prețurilor și atunci oamenii cum se duc în Occident și văd că acolo li se dă bilet, plătesc foarte scump, dar toți pe scaune și dacă îi oprește poliția, acela prezintă acte doveditoare, o să vrea să trăiască ca Occident. Dar acum el e obișnuit că trăiește ca în timpul sovietic, nimeni nu răspunde pentru nimic. Trebuie cumva făcut ca țăranul să schimbe mentalitatea, să schimbe comportamentul. Prețurile de acum sunt derizorii, sunt mizerabile, cred că 30%. Sau e subvenționat, sau e permisă corupția. Păi ce facem? Acceptăm? Sau prețuri civilizate și condiții civilizate? Oleg, asta e făcută patronii care au transport guvernor, care au sud, cum am spus eu. Dacă sunt mafioți care fac chestia asta, dar cei care au de suferit sunt milioanele de moldoveni, țărani sau muncitori. Fiecare zi cu transportul ăsta și acceptă așa condiții. Ești unul sau eu mai suntem care scriem plângeri că iată, stai cu genunchii la gură că nu încape între scaune sau că iau pasagerii în picioare sau că merge cu telefonul la ureche sau că nu dă bilete. Dar cine alții? Cine mai face așa ca noi? Fără multe, ieși din autogară, de la cine ieși din autogară, au făcut legătură până cu ei, să ieși ceva pe ei, să nu ieși, pe băți, ieși ceva, nu ieși. Ia că asta e la noi, tot nu ieși, trebuie să cotea la asta. Dacă ar fi să nu și ea asta, să fie controlat, să iasă un om cinstit, să pui mâna, să-i presezi acolo vreo 5-10 mii, că trebuie să pui întâi odată, de două ori, și emindați, trebuie să fie controlat, să lucreze. Dar nu mă lucrează. Tu uite, eu am mers în Cineu, m-am dus de la autogară, mă duc și la taxiști acolo. M-am dus eu, băi, și zic, băi, pe mine îmi trebuie pe spitalul Republican. O sunt de ei. Băi, dacă eu știu că era așa o marșutcă, dar uitasem unii era, înțeles. Zic, de la țeanta, de la gara de bord, este marșutcă care merge pe spitalul acolo. Nu? M-am dus și mă trebuie să trec și duc vreo 50 de metri acolo, 70 de metri mă duc. În viață zic, mă duc eu acolo, dar unul vine, hai de 65 și te duc eu. Băi, nu-ți mai duc 65, zic, să mă duc eu cu 3 lei. Să mă duc cu 3 lei. Ne-am dus drept acolo, era glumerație, este glumerație în oraș, este glumerație mare, oameni se duc de la Ungar, apoi ar fi să meargă până la centrală, până la Republican, la spitalul Republican, se duc foarte mult. Lumea se duce din toată Republica la autogară și ei, care vin de la nord, din toți, se duc acolo, acolo ar fi să meargă mășuțile mai des o leacă, măcar pe la spital. Mi-au încărcat ca pe jite, auzi? Mi-au încărcat ca pe jite. Eu măcar mă rog, mi-au dat loc pe scaunul și m-am dus, dar și deu asupra mea încă vreo 3. Eu suntem acolo, dar asupra mea și deu încă vreo 3 să încarcă. Eu m-am uitat, mi-am la autogară 100 de 60 de oameni încărcat într-un bus acolo. Deci era, nu avea aer, nu avea nimic. Adică 100 de oameni, el are 300 de lei. Până la autogar, un marșut, dar mai departe, un mers dar mai departe. Dar mers al dată de la Republicană, un mers pe divale la Cornăciob. Tot așa, sunt încărcate marșuturi și ei sunt mulțumiți, înțelegi, că acolo sunt încărcate, dar oamenii merg ca jitele. Oamenii și la altul merg acolo, nu e un control. Nu-i controlează nimeni, dă bilete, nu dă bilete, toți strigă, ies, nu e ajunge, nu-i faci, la toți ajunge. Eu am lucrat 40 de ani, și-a fost și eu știu, înțelegi. Dar ăștia care sunt și nu le ajunge bani, ăștia nu le ajunge la patronii, la patronii lor. Înțelegi că ei dând, dau, lucrează și înstit. Nu lucrează. Și am vrut să spun, la iedinți care am făcut eu plângeri și ele, nu dat înapoi răspuns. Nu dat un răspuns așa, domn de trunci, conform plângerii mea tale, iată am primit răspuns. Și ei și le-am declarat eu lor, ei au sunat pe telefon, de acolo au scris o hârtie, exact ce am spus eu. Uite ce amam și-ai declarat mă ta, uite tot e scris în hârtia asta. Dar nu mi-a adus eu ca și ei care zaconului, că trebuie să iasă din Cineu, a ieșit cu 3 pasajeri, să ne răd, a ieșit din Cineu cu 3 pasajeri și pe drum, înțelegi, i-am dat un bilet la nimeni, iată. Dar aici îmi spune poliția. Poliția ne-a dat cu dușe. Poliția din Iedeți sunt legați, înțelegi? Toți sunt legați, tot mănânc, tot bădușe și nu poți să faci, dar eu am hârtiele. Am hârtiele, eu am venit cu cearele, am fotograf, am venit cu cearele la grup, eu nu trebuie să mă duc. Am fost la omul, înțelegi, mi-a îndreptat ăsta, pe peșelul la cearele, înțelegi? Că nu putem, înțelegi, acolo cochinul în cap, nu e, dar cochinul în cap a văzut așa. Că la așa strădea șoferul, fezi acolo, zic, fezi acolo. Vezi, că eu am venit pe scaunul, nu e poate mai larg acolo, de atât la spital.
Nu, acolo și ce sunt, ce trăiești acolo. Iată așa. Și să-i faci? Noi suntem înțelegi și am înțelegi, eu fac un fel de apel, înțelegi că asta înainte la anul nou, că o scos guvernul, o scos guvernul, asta treabă, o scos-o pentru că ei sunt legați cu hoții și bandiții. Și de atât au ei ieșit la protest și o șarită asta să fac. Mulțumesc pentru spovedanie și pentru încredere, dar aproape o oră vorbim și mi se termină bateria. Dacă să mai continuăm, apa să se întrerupă brusc. Aici de-am întâi faci cât e vreau tu, pe fiecare aparte, cu ministru aparte, cu aceea aparte, cu anul nou. Eu am vrut ca să îi felicit cu anul nou, dar nu am posibilitate că la mine în tot dimineața, eu când mă scol, socot e anul nou. Dacă m-am sculat și eu mă socot, eu mă socot că sănătos e toată inima mâncat, merg mai departe, dacă văd ceva, eu distorn, îi dau la poliție, dau la procuratorie și cu mine nu prea vreau să vorbească, dar mă, tu știi și au înțeles, că eu le spun că scos un bandit de pe față. Și gata, și asta. Și chiar ți spun, chiar eu am vorbit cu Nechita, cu procuratura generală și am spus, domnul Ungă, să se mășeze, să-mi dă un răspuns. Cât s-a furat în defilele 30 din 2016, până în 2019, se îndeie acolo, că acolo este așa, au fost cu măsură, au măsurat, dar răspuns nu mi-a dat. Până în prezent și în șerusul. Hai, mulțumesc, o zi bună, an nou și numai bine și sănătate. Mulțumesc! Mulțumim și noi toate cele bune, să ne auzim și la anul, poate mai optimist și mai cu rezultate bune. Așa rezultate, pe noi se văd tot. Și eu nu sunt contra valul. Eu sunt contra pentru cei care braconieri ard pe ard, pare pădurile, distrug natura, poluează aerul și se îmbogățesc conform legii. Hai, vă zic bun, la revedere! La revedere!